ANAF. Dosarele Kix. Agenții Mucles și Sculă pornesc să urmărească o eventuală dare de mită dată de un patron rus, inspectorului ANAF Tuz Gureanu, pentru mușamalizarea unui dosar. Mucles este nemulțumit de faptul că trebuie să urmărească un coleg, însă la ordinele marelui șef Gogârțoiu, care căuta răzbunare pentru că Tuz Gureanu încercase în trecut să ia locul, se conformează și începe investigația alături de colega sa Sculă. Împărțindu-și atribuțiile, Mucles trece la urmărirea lui Tuz Gureanu, iar Sculă intră în grațiile mafiotului rus Stalinovici. Mucles descoperă că la fiecare transport venit din Rusia, Tuz Gureanu convoca de fiecare dată agenții vamali în ședințe menite să permită intrarea transportului în țară fără să fie controlat. După fiecare ședință, Tuz Gureanu primea drept răsplată un plic, plic identificat de Sculă în seiful lui Stalinovici. Sculă îl informează pe Mucles despre un convoi nevamat de tiruri rusești, iar acesta pornește către locul unde Tuz Gureanu primea mita. Mucles surprinde momentul în care Tuz Gureanu primește plicul, pe care îl și confiscă. În plic, el descoperă alte două plicuri. Unul dintre ele, având inscripționat numele unui ministru de stat, care între timp își făcuse apariția în parcarea ANAF-ului, unde se desfășura flagrantul, și pune stăpânire pe cele două plicuri. Dosarul se încheie rapid, deoarece mita nu îi era destinată lui Tuz Gureanu, ci altor persoane influente. În urma acestei anchete, Gogârțoiu este tras la răspundere. Sculă primește o pedeapsă cu munca la domiciliul lui Stalinovici, iar Mucles a beneficiat de timp liber pentru tratarea ulcerului. Dosarul Misterul 69. Iulie 29, 2000, ora 11:34, poșta curierat secret ANAF remite inspectorului Mucles dosarul 69, dosar de caz, depredat și instruit în școli, licee, facultăți și academii ale serii ANAF și MAI. Detectiv anchetator Sculă. Primul caz din seria nebuloaselor dosare Kix. Primul caz al lui Sculă. Mucles citește și face rezumat pentru posteritate, înainte de a se clasa. Agentul debutant Sculă primise misiunea. Ținta era un butic de pe Primăverii, numărul 69. Zeloasă Sculă execută exemplar misiunea și descrise dosar penal patronului de pe Primăverii 69. Întocmește și un dosar de evaziune de 1 miliard. Mai pune și de la ea, așa cum o educase pe băncile școlii, vestitul profesor finanțist Ciumă. Predă dosarele șefului, nu era Mucles pe atunci, și acum aștepta îmbujorată chenzina și bonusul pe amendă, care părea că va fi mare, conform amenzii date. În loc de asta, a avut parte de vizita înfiorătorului împuțici la propriu și la figurat, inspectorul general Gogârțoiu. Nefericito! Unde te-am trimis și unde te-ai dus? Pe Primăverii 69, îngăimă Sculă speriată. Catastrofă, n-ai văzut că mai era un butic și ăla era cu bis, adică 69A
și în loc să-l arzi pe nemernicul de Popescu, mi-ai nenorocit nora, băchioro. Dă raportul, procesul verbal și tot ce dracu ai mai făcut pe acolo. Ugrțuiu adună toate probele și le sigilă într-o cutie strict secret. Apoi dedu să plece. Și cu bonusul? Cu bonusul cum rămâne? Pe bonusul o să-l primești. Pe 3 luni chiar, 20% tăiere de salariu, plus 10% daune morale, norei mele pe un an. Plus că te duci din nou la primăveri 69, vezi să nu greșești din nou și închizi controlul pe anul ăsta și pe încă 10 ani, în avans. Și nu recomand nici că ai va impozite și penalități, din potrivă, calculez niște milioane TVA ramburs. S-a înțeles? Mucle softă și pentru câteva minute să lăsăm în voia amintirilor. Ce ușor e să greșești la debut, parcă el nu... Zâmbi și închise dosarul. N-au mai făcut niciun rezumat. Lipsau multe file din el. Prea mult.